Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. În clipul de astăzi o să facem un upgrade. Atenție, upgrade la mașina mea personală, supercar, știți, supercarul meu, da? Hai să vă arăt acum un Polo din 2007, da? 1.4 diesel. O să-i facem un upgrade la injecții, da? Deci o să-i punem acum injectoarele de pe 1.9, da? Deci doar schimbăm injectoarele cu o-ringuri și cu șaibe de foc noi. Hai să vi le arăt. Asta o să fie injectoarele cu toate o-ringurile și gareturile și capul la injector care bate în el. Așa. Schimbăm tot și facem treaba cum trebuie făcută. Hai să-i dăm drumul, să lăsăm un lucru, o să pregătim injectoarele astea. Bun. Primul și primul lucru. Încercăm să scoatem. Așa. Vedeți? Scoată. Începem de la un capăt la altul. Astea toate o să le dăm ulei. O luăm acum ulei. Punem astea înapoi. Așa, vedeți, ăsta e nou, că ăsta se muzează aici. Așa, bun. Schimbăm frumos, uitați ringurile. Dacă se observă. Orim de praf. Deci de-aia vă spun. Oringurile trebuie schimbate neapărat. Și în același timp trebuie date cu ulei. Ca să, în timp ce montăm injectoarele, să nu se, să calce sau ceva. Da? Punem primul. Nu e nicio problemă, dacă dăm foarte bine cu ulei. O să fie iar la mare. Așa. Nu retenții. Când puneți asta, să nu apișcați sau nu știu. Trebuie să vă grăbiți. Așa. Puneți să fie cât de cât ulei oricum. V-am spus, nu are nicio problemă, nu afectează cu nimic un pic de ulei dacă puneți. Maximul să calce. Dacă s-o călcat, să strică garnitura și atunci ai problemă. La fel, acum le scoatem pe astea. La fel, astea sunt foarte importante. Dacă se strică. Așa. Scoți garnitura din chi. Te lucruțăm un pic aici. Eu acum. Așa. Vaselina decât așa. Vezi că vine, eu nu știu, n-am mai avut asta. Probabil cu injectoarele alea. Uite, trebuie pus așa chestia asta. Ca vezi? Vezi, cam așa vine. Da? Căci unul l-am terminat. Punem la loc. Așa, hai să începem cu asta. Ultima. Deci sunt injectoare de 1.9. Sunt aceleași injectoare la mărimi, la asta. Nu trebuie codate, nu trebuie nimic. Așa, este exact ca... A, nu știu, nu... Eu nu le codez, nu nimica, dar credeți-mă că puterii e diferență la cer la pământ. Așa, scos tot. Stați noi și de astea, le dăm deoparte. Ce cum iară cu primul. Mm-hmm.
Exact. Așa. Ok. Bun. Cum am pune și pe ăsta ultimul? L-am spus, deci să fie plin în ulei, că cel mai bine să nu se încalece când îl puneți ăsta la fel, să aveți grijă cum îl capsați. La fel să punem și pe ăsta un pic de... în cap aici un pic de vaselină. Așa. Punem și aibă siguranța asta, ca să zic. Asta dacă... de obicei, la orice... eu i-am mai rectificat odată scaunile. E foarte periculos la asta, nu e ca la, de exemplu, E60 sau... pentru că astea sunt diferite și mult mai fragile, chiloase înainte, înăuntru. Bun, punem și ăsta, să nu uităm el. Asta spate în pista vechi. Gata, pregătite. Să se mănca așa. Dăm aici într-o poziție pentru că o să vină și celălalt. Și o să le punem aici. Bun. Gata până aici. Hai să ne apucăm de restul. Dăm aici într-o parte. Capacul la distribuție. Gata, pară. Gata, să ne... Ok, la asta, asta, deci furtunul ăsta, trebuia să-i dăm cumva, trebuie să-l cumva. Toată. Să nu ne deranjeze. Da, am luat copa. Hai să vă arăt mai de aproape despre ce este vorba. Avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 șuruburi. Scoatem astea afară. După care avem șuruburile la fiecare în parte la injectoare. Care ține. Țin injectoarele. Ok. Scoatem cablurile la fel din injectoarele astea. O să trebuiască să le scoatem afară frumos. Da, să vedem dacă pot să le scot așa ușor cu mâna. Da. După care le putem pune direct aici, vezi care e locul lor, ca să nu ne încurce când punem celelaltele. Așa, se vadă. Așa. Ok, vedeți? Nu știu cât de bine se vede. Așa, le-am scos, acum o să trebuie să scoatem șuruburile alea, da, hai să dăm drumul. Așa, sper că se vede mai bine. Bun. Aici,
Bun, acum asta o să luăm exact așa cum vedeți. Frumos. Tot... Bun. Ok, gata. Acum scoatem injectorul 1. Pa. Să fie ok. Așa. Și scăpa, asta e motorină, vedeți? Scăpa motorină. Vedeți? Așa. Poți confunda cu... Doar că seriile diferite la celălalt. La fel trebuie băgat asta. Uite, asta, despre asta e vorba. Când îl împinge acum, nu trebuie strâns. Da. Trebuie să-l băgați la mână. Cel trebuie să intre la mână, prima oară. După care îl strângi. Așa, o să strângem așa, că trebuie strâns după aia cu cheia. La fel, recomand șuruburile să le curățați, vedeți? Le-am curățat cu... Deci nu unsă șuruburile, nu nimic. Șuruburile curățate. Cea... Gaura șurubului. Gaura șurubului trebuie să fie curățată perfect. Înțelegeți? Așa? Nu e nicio problemă până la urmă, știi că... Da, fii, dați, vedeți? Asta când arăt. Deci trebuie să simțiți la mână că o intrat. Nu să strângeți. Că o să strângeți într-o parte și o să stricați garnitura. Acum aduci cheia dinamometrică. Bun, hai să-i dăm cheia dinamometrică. Vedeți? Cam despre asta e vorba, ați văzut și voi. Așa, acum. Facem și sincronul la injectoare. Gata? Cum atunci cu dinamometrica. Perfect. Da? Acum punem cablul înapoi. Bun, acum ce o să facem? Trebuia să luăm o
tunelară să învârti motorul. Înțelegeți că... Să învârti motorul, să apăsăm injectoare, să facem reglajul. Face reglajul. Arăt acum. Deci vedeți, da? De aici plec în aici. Ok? Atât. Strâns. Următorul. Aceeași. Vreau să fac un spring de ăsta 0-100 să vedem care e diferența. Oricum la accelerație se sunt. S-a blocat în frisă la motorina aia care e pus în cap. Dragii mei, hai să vedem care e grijă. Deci asta, asta aici trebuie să se am într-un anumit fel ca să poate să, să fie ok.
Dragi prieteni, cam asta a fost treaba. Haideți să-l dăm un pic afară, să vedem. Merge super bine, pe cum se aude. Și curios puterea. Dați seama. Așa. Wow! Wow! Wow, ce patinează. Hai să dăm să mai dăm ok. Am probe. Ia uite aici. Sfert, da? O lăsăm un pic pornită. Ia un pic discârț pe aici, propriu-ală. Ia uite. Trei cilindri, vă dați seama. S-aude super frumos, să știți. Dragi prieteni, mulțumesc că ați urmărit acest clip, cei care l-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, un subscribe, țin mâna aici, de asta nu pot să gesticulez, ca să închid de asta. Și dacă vă place clipuri de genul, eu o să mai postez. O să postez la greu. Ambreiajul la DSG, 6 trepti la CC, o să avem treabă, o să vedeți. Hai, v-am pupat și numai bine, să ne auzim cu bine, sănătate multă!